Solicitând diminuarea ordinii de zi. Fi introdusă pe ordine. Doamne președintă, deci altă dată mi s-a introdus orice. Măcar vă rugăm să se specifice în procesul verbal ceea ce solicităm. Deci cu ce solicităm suplimentarea ordinii de zi? O aprobați, nu aprobați, rămâne de văzut. Așa a început ședința de Consiliu Local la Orșova. Întâi au luat cuvântul consilierii PDL, care au dorit ca pe ordinea de zi să fie incluse și propunerile lor. Lucru deloc pe placul președintelui de ședință, care i-a ignorat și a mers mai departe cu aprobarea ordinii de zi. A fost așa că nu e adevărat. Nu e. Pentru pauză. A fost pentru pauză. Nu, a fost înainte. Nu. Doamna președinte, vă rog să continuați. Nu s-a văzut. Nu este niciun abuz. Când au văzut că nu au sorți de izbândă, consilierii PDL și PNL s-au ridicat și au părăsit sala. Nu e votată urmă. Este votată, doamna doctora. Nu e votată urmă. Nu e votată urmă. Să ne înțelegeți, doamna președinte. Eu nu sunt sigură și mă gândesc. Și plecăm, nu putem să... Nu se poate așa ceva. Nu am cerut să fie aprobată ordinea de zi, să se supună la vot, nu s-a supus, a trecut la primul proiect pe care l-au votat fără să accepte discuții sau ceva, motiv pentru care am părăsit sala. Vreau să vă spun că este inadmisibil să nu respecti dreptul la opinie și mai ales în momentul când vorbim de sentințe definitive, irevocabile, prin care anumiți consilieri au fost revocați din funcție. Dar, trecând peste asta, cred că ați observat că nici măcar să poți să spui ceva nu ai voie, pentru că dacă spui ceva împotrivă, înseamnă că nu e bine. Consilierii PNL susțin și ei că au fost nedreptățiți, la fel ca democrat-liberalii. Peneliștii au dorit să includă o suplimentare pe ordinea de zi, dar au fost opriți în mod abuziv de cei care au condus ședința potrivit declarațiilor lor. Noi vroiam să propunem suplimentarea ordinii de zi cu un proiect prin care conducerea județeană de partid și conducerea locală de partid a stabilit și s-a aprobat că doamna Iovanovici, consilier, fostă pe listele PNL, nu mai este membru PNL. Nemai fiind membru PNL, nu mai are dreptul să fie consilier local. Nu s-a dorit să se pună pe ordinea de zi și să se suplimenteze cu un proiect al PNL-ului. Modul cu care a fost condusă ședința de către doamna domnișoara președinte de ședință consider că este un mod nedeontologic pentru un consilier local și dovedește o lipsă de maturitate și o lipsă de respect față de colegii din Consiliul Local, implicit față de cetățenii acestui oraș. Imediat după ce consilierii PDL și PNL au părăsit ședința, cele 9 puncte de pe ordinea de zi au fost votate de consilierii PSD.